undeva într-un fel, am găsit eu acum ce acolo era prag mare în fața primăriei, aici pragul e mai mic, dar oricum unghiul ăsta al bordurii e periculos. Când e umed sau polei, poate să te arunce din șa, mai ales dacă ești cu roata mică, trotineta sau cu bicicletă cu roată mică. Aici bordura era total inutilă. Trebuiau pur și simplu să o scoată sau să o îngroape de tot. Și aici se termină pista Gabrielei. Ne bagă pe carosabil. Și aici e trafic intens din acea stație. Asta e că este iar pistă pe partea aia altă. A apărut de nicăieri. Oare până unde ne duce? Până la operă? E cam lunecos pavajul ăsta. Dacă ai căzut, ai lunecat și ai căzut cu capul de stâlpi ăștia, de granit sau marmură ce-o fi ei, aici ai rămas. Și aici bordura e foarte înaltă, cred că 5-7 cm. Dezastru! Aici e coboretă, dar e unghi. Periculos. Nimicul e mai old style, merge pe prima bandă. Mașină parcată fix de alatul pistei biciclistice de vreun student, că nu cred că un profesor parchează în halul ăsta, rușine să-i fie. Vehicul pe trotuar. Și
șoferiță minoră. Iar ne scoate pe carosabil. Iar e frag. Și desenat o dungă, nu știu dacă e pentru noi. Chiar nu înțeleg ce e cu dunga asta. Ne scoate să ocolim stația de autobuz. Oho. Bicicliștii preferă să meargă pe lângă bordură decât pe dunga asta periculoasă. Pe rândul al doilea, al treilea de mașini. Aici pe splai sunt amestecate apele. Prima bandă e dedicată transportului public și bicicletelor, dar șoferii vedem că ignoră. Sau acela doar a depășit. Dacă vrei, nu mai ai nicio pistă. Trebuie să mergi pe lângă bordură. Loc gratii de nivele. Opa! Și alte pericole de lemn. Depășim. Încercăm să prindem verde. Limită de 60, dar nu-i pentru noi. Cineva face concert în fața Academiei Militare. De obicei face primarul Flore aici concerte. Și acum